Autoritățile locale din orașul Titu s-au bucurat și ele de vizita președintelui Federației Române de Fotbal, Răzvan Burlan. Acesta a mers la stadionul orășenesc și a inspectat baza sportivă de la Hagioaica. Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burlan, a discutat cu viceprimarul orașului Titu, Vlad Oprea, abordând mai multe subiecte, primordial fiind cel legat de construirea noului stadion cu 7.000 de locuri pe actuala locație, care își dorește viceprimarul să fie omologat pentru Liga 1. Da, ne-am bucurat să avem oaspete astăzi la Titu pe Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, care m-a asigurat că ne va susține în realizarea acestui proiect pe care îl avem în derulare, și anume construirea unui stadion nou cu o capacitate de până la 7.000 de locuri, precum și a consolida, ca să spun așa, situația grupelor de copii și juniorii pe care le avem în orașul Titu. De asemenea, am fost sfătuit, bineînțeles că a fost ideea noastră în prima etapă, iar sperăm că din această vară o vom pune în practică. Vrem să înființăm clase cu program de fotbal la cele două licee pe care le avem în oraș, pentru că avem condiții de cazare, de masă și chiar condiții de antrenament în incinta liceului. Din câte am înțeles, domnul președinte al Federației Române de Fotbal v-a sugerat un stadion asemănător cu cel de la Chiajna. Asemănător cu cel de la Chiajna, și a venit și cu un argument în privința asta. Primul aspect a fost faptul că divizia Liga 1 va avea pe viitor 14 echipe, deci slabe speranțe ca în următorii 5-6 ani Titu să ajungă în Liga 1, și pentru binele nostru și pentru a primi finanțare pentru acest stadion mai repede, ne-a sugerat ca acesta să aibă capacitate de maxim 3.000 de locuri pentru a fi optim pentru Liga 2. Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, i-a sugerat viceprimarului Vlad Oprea că la Titu ar fi necesar un stadion asemănător cu cel de la Chiajna. Drept urmare, viceprimarul orașului Titu deja a trimis proiectantul la Chiajna să vadă modelul stadionului. De asemenea, la Titu, președintele Federației Române de Fotbal a mai discutat și alte subiecte legate de susținerea pentru grupele de fotbal de copii și juniori ale ACS Urban Titu și, de asemenea, și-a dat acordul să sprijine înființarea claselor cu program de fotbal în cadrul celor două licee din orașul Titu.